Victor Ponta continuă războiul cu PSD? Atac devastator, politica bolevică a conducerii PSD va distruge partidul. Fostul premier Victor Ponta este la ramp cu un nou atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea, sublinierei a liderilor PSD. Fostul social-democrat critic în termeni duri absența reprezentanților PSD de la un eveniment important din Târgu Jiu, sublinierei susține ce gestul acestora nu a provocat altceva decât stupoare, sublinierei scârb. Ponta trage însă un semnal de alarm, sublinierei susține ce partidul va fi distrus dacă va continua politica bol, sublinierei ca conducerii PSD. Gestul de ieri al peseristilor de a fugi de la inaugurarea salii polivalente din Târgu Jiu de frica sa nu-i va da dat dilanga mine a provocat ceea ce era de așteptat, stupoare, zis Carba. Vă reamintesc și faptul că, anul trecut, cu ocazia alegerilor partiale pentru primaria Târgu Jiu, tot Liviu Dragnea a interzis candidatului PSD să mai invite în campanie, rezultatul a fost că PNL a castigat primaria pentru prima dată în 20 de ani, și acum un primar foarte bun, Marcel Romanescu, evident favorit și pentru 2020. Politica bolsevică a conducerii PSD nu va face altceva decât să distrugă mai repede tot ce a fost acest partid. De aceea există acum viezi pro-Romania, pentru cei care nu pot fi cumpărati și nici speriati, scrie Victor Ponta pe Facebook. Reacția fostului premier vine după ce ieri, la inaugurarea noii sălii a sporturilor din municipiul Târgu Jiu, au lipsit toți parlamentarii PSD din județ, dar sublinierei autoritățile locale, sublinierei județene, sublinierei prefectul.